În contextul actual, privind epidemia de coronavirus pe teritoriul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că în perioada 1 martie-31 august 2021, pentru obținerea sumei de bani reprezentând renta viagieră agricolă aferentă anului 2020, centrele județene Apia și a municipiului București vor proceda la primirea declarațiilor de vizare a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau prin poștă sau curier. Doar în cazuri excepționale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele se pot prezenta fizic pentru a le depune la centrele APIA, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Vizarea electronică presupune ca funcționarii agenției să contacteze telefonic rentierii care au domiciliul în județul corespunzător fiecărui centru APIA. Documentele pe care rentierii agricoli trebuie să le prezinte la depunerea declarațiilor de vizare sunt copie după buletinul de identitate, pașaport, contactele de arendare, deciziile de la comisiile de expertiză medicală gradul 1 sau 2, decizia pentru limită de vârstă, dacă e cazul, dovadă, cont bancar activ, procură notarială și vor fi puse la dispoziția APIA de către rentier, împuternicit, mandatar sau curator prin mijloace electronice, poștă sau curier. Cererile de reanalizare ale dosarelor de rentă viagieră agricolă, cererile moștenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispoziția centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin poștă sau curier, completând formatul tip conform anexelor la prezentul comunicat sau printr-o cerere scrisă care va conține informațiile din formatul tip. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viagieră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagiere agricole conform prevederilor legii se efectuează într-o singură rată anuală până la data de 30 noiembrie 2021 prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care acesta se datorează prin mandat poștal sau virament bancar. Renta viagieră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia pentru anul 2020 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor legii și a depunerii transmiterii la oricare centru județean al APIA până la data limită 15 octombrie 2021 a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului, copie a certificatului de deces, copia actului de succesiune, copia buletinului de identitate sau pașaport al moștenitorului, împuternicire sau declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagiere agricole datorată rentierului și extras de cont pe numele moștenitorului. Pentru persoanele care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor, celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces către moștenitorii acestora.